Ore, dacă nu-mi dai banii, nu o să mai filez cu tine în viața ta! Bă! Nu! Nu vreau să... Astăzi am testat capabilitățile lui Darius Hill 2012 la Hide and Seek să vedem cât de slab este, că bun are cum să fie și puteți vedea în secvența următoare cât de chiori. Bă, deci dacă nu mă vede... Oh my god, bro! Oh, hell no! Fii atent, Darusele, cât de repede se poate, astăzi vreau să-ți dau o nouă provocare. Citiți-mă așa în ochii mei, că nu mă intimidezi tu pe mine, ce stai așa față în față cu mine, Darusele? O să mă uit! O să te uiți, fii atent! Astăzi nu vreau să te uiți, că tu n-ai voie să mă vezi, pentru că tu nu vrei să mă vezi, de fapt, eu vreau să te caut, să te găsesc, pentru că știu că o să te găsesc, deci dacă nu ți-ai dat seama încă, o să ne jucăm Hide and Seek, fața ascunsă, și tu trebuie să te ascunzi de mine și fugi repede, că nu mai avem timp acum, trebuie să te ascunzi neapărat, că eu trebuie să te caut și o să te găsesc în maxim 3 secunde și hai cât mai repede ca să treacă și ăsta mișto. Și băieți, nu uitați să vă abonați, să dați un like dacă încă n-ați făcut-o și un comentariu acolo dacă mai vreți episodul cu Darusel. Pa, pa, fii atent, Darusele, fii atent, Darusele, 10 secunde, te-ai ascuns, gata? O, așa de repede, fii atent, Darusele, te-ai ascuns atât de repede, dar eu în 3 secunde o să te găsesc. Dă-mi 3 secunde, zi. Bă, Darusele, ce să vede așa roșu pe aici, pe deasupra? Ce să vede așa roșu pe aici, pe deasupra? Bă, alo, alo, gata, te-am găsit, alo. Bă, Darusele, ce să vede capul ăsta așa roșu pe aici deasupra? A? Ce caută capul ăsta de să mișcă așa roșu? Bă, Darusele, ți-am zis că în 3 secunde din primul loc, bă, băieți, eu v-am zis, în prima secundă, în primele 3 secunde din primul loc în care îl caut, acolo e Darusel și chiar așa a fost. Darusel este un nab, pentru că tu, bă, tu dacă te miști, păi tu dacă te miști, tu dacă te miști, alo, alo, Darusele, gata, tu dacă te miști, te miști atâta pe aici și se vede, tu trebuie să stai doar pe loc și atât. Fii atent, acum vreau să mă spun de tine, ce părere ai, crezi că o să mă găsești tu vreodată? Da! Nu o să mă găsești, nu-i adevărat acest lucru. Știi de ce nu o să mă găsești? Fii atent, vino încoace, stai față în față, ochi în ochi, privește-mă în ochi, privește-mă în ochi, Darusele, așa. Nu o să mă găsești pentru că ești un nab și ești un copil toxic. Și ți-ai luat, cum adică sunt urât când tu ți-ai luat skin-ul ca al meu, numai că l-ai făcut pe roșu, tu ți-l-ai colorat de paște. Dar o să le fii atent, acum eu mă ascund de tine și tu nu o să mă găsești absolut niciodată. Deci îți dau 7000 de ore, fii atent. De astăzi cât suntem noi, 17 martie, până anul viitor 17 martie, îți dau atâta termen, tu nu o să mă găsești deloc. A, nu, lasă că vezi tu, Napoli. Lasă că văd eu, fii atent, eu atât îți zic, eu m-am ascuns, gata, m-am ascuns, poți să vii după mine să mă cauți, fii atent, cât timp durează asta, tu nu o să mă găsești niciodată, iar eu o să te văd, fii atent, un indiciu îți dau pe toată harta, te văd absolut oriunde eu te văd, unde ești tu, fii atent, mamă ce nabi ești. Băieți, fiți atenți că nu o să mă găsească absolut deloc, niciodată nu o să mă găsesc el aici, pentru că nu o să-și dea seama, pentru că eu și semăn ce-i drept cu asta, adică e într-un fel aceeași culoare, bine, în partea cealaltă unde e mai luminat așa, ups, ți-am dat o idee ca și cum unde aș fi, pentru că e mai întuneric, dar nu o să-ți dai tu seama de asta. Bă, da, cât de nabiș, Darusele, eu nu înțeleg cum nu mă vezi. Darusele, eu sunt la vedere, ok? Sunt la vedere. Tu de ce nu mă găsești, Darusele? Asta e întrebarea mea. Nu știu. Dacă te găsesc, trebuie să te lași YouTube. Stai, trebuie să mă duc în partea asta. Dacă mă găsesc, what? Băieți, bă, ce ai, mă, cum să mă las de YouTube? Ești nab? Deci asta mă vede. Dacă eu aș fi... Fii atent că fac o chestie. Mă, fiți atenți că aici asta o să vadă doar așa ochii. Fiți atenți că nu o să mă vadă absolut deloc. Absolut deloc nu o să mă vadă. Dacă eu aș fi un YouTuber cringe, unde m-aș ascunde dacă eu aș fi un YouTuber cringe? Un YouTuber cringe? Păi tu ce cauți pe episod, dar Răsele, că tu ești la cringe de aici. De ce? Știu! De ce tu filmezi? Cele mai stupide locuri. Păi chiar sunt în cel mai stupid loc și tu ești cel mai stupid că nu mă găsești, adică... Nu știu ce să zic. Bă, băieți, vă uitați puțin unde sunt aici, mi se văd ochii și el nu mă vede. Mi se văd de cap, mi se văd ochii și el nu mă vede. Bă, dar Darusele, vină mă înapoi, ce cauți acolo sus de tot, că nu sunt sus de tot. Vreau să-l dau un indiciu. Sunt la spawn, Darusele, caută-mă. Lasă că te zic că lui tatăl meu se baneze. Tatăl meu e ownerul la Stumble Guys, se baneze. Mă, uitați-l, bă, Darusele, bă, fii atent, că tot... Bă, deci dacă nu mă vede... Bă, ce noroc am avut! Bă, într-un fel m-ai văzut în ultima secundă, dar tu nu m-ai găsit pentru că n-ai zis nimic, n-ai zis gata, te-am găsit. Aie, nu mă interesează. Bă, cum ai trecut bă așa? Bă, nu știu, ți-a dat Dumnezeu, deci nu știu, Dumnezeu ți-a dat faza asta să treci acolo de mine, adică tu ai trecut și Dumnezeu ți-a dat una în cap să te deștepți la minte, dar a trecut timpul, ce să mai, deci tot nu m-ai găsit. Ce spun eu lui mami? Dar o să le fii atent, vă, că te-ai făcut pisicuță. Păi normal, mă, că ești pisicuță, că nu mai l-a trituat de mult, că ești slab, ce să zic, te-am făcut. Fii atent. Da, știi,
dar știi ce m-a făcut o bisică? De ce te-ai făcut o bisică aia? Și nu știu, mare simt. Și așa că, și pentru asta o să las tot pe tine să te ascunzi, dar tu nu o să te ascunzi, pentru că o să te găsesc, pentru că eu sunt o fată și tu o să fii un simp și o să mă las să câștig. Yay! Nu, nu, nu o să fie așa niciodată, dar în cazul tău absolut niciodată nu o să fie așa. Dar tot eu o să mă ascund pentru că te ești un slab și chiar nu m-ai găsit. Adică poate m-ai văzut acolo când s-a terminat runda, dar nu contează, fii atent, ascunde-te, nu te uita, deci să nu tragi cu ochiul, să nu tragi cu ochiul, că dacă tragi cu ochiul, nu o să iasă bine. Bă, alo, vezi că te văd, te văd, stai cu spatele potol, că tu nu o să mă găsești. Bă, băieți, fiți atenți. Bă, adică potol, mă, dar ce-i o scâine, eu sunt mâță. Păi, da, ai dreptate. Bă, nu te mai uita! Stai cu spatele, că eu te văd, dacă te mai uiți o dată, o singură dată, dacă te mai uiți, tu nu o să mai filmezi cu mine niciodată. Băieți, sunteți martori, îl vedeți pe Darusel. Bă, nu te mai uitați, am zis. Bă, Darusele, cred că e ultima oară când filmăm, gata. Deci gata, nu mai filmăm pe bune, gata. M-am supărat pe tine. Bă, eu dacă mă întorc, nu înseamnă că mă întorc cu camera, mă întorc cu caracterul. Bă, de fapt, da, ai dreptate, ai dreptate. Gata, vino repede, fii atent. Nu o să mă găsești, băieți, fiți atenți că nu o să mă găsesc absolut deloc aici, pentru că el când o să vină, el nu o să vină prin partea asta. O să vină prin partea aceasta, deci nu vreau să dau mai multe detalii, vă dați voi seama că vedeți pe ecran, o să vină prin partea aceasta. Dacă vă uitați, el nu mă vede, doar dacă mă duc așa. Așa parcă mă văd, știți ce zic? Știți ce zic? Așa în partea asta nu mă vede. Doar să nu mă vadă din partea, dar nu, n-are cum să mă vadă. Mi se vede doar capul în partea asta și chiar ca lumea. Dar Darusele astăzi nu o să mă vadă absolut deloc, pentru că este un nab. Darusele, ești un nablete, ce părere ai? Dacă te găsesc, îmi dai 100 de lei. Îți dau 100 de lei dacă... Bă, fii atent, facem trade-ul ăsta, îți dau 100 de lei dacă mă găsești. Dar nu o să mă găsești niciodată, pentru că ești un nab. Bă, da, ce se întâmplă cu tine, că parcă ai zis că mă găsești imediat? Mi-am activat securile. M-am fi atent, băieți, că se apropie. Bine, poate nu se apropie, adică eu... El nu știe ce l-așteaptă. Bă, ce faci, mă? Oricum, Darusele, ți-am zis că te văd. Bă, cât de slab ești. Bă, Darusele, fii atent. Am încă o provocare pentru tine, adică e aceeași. Tu nu m-ai găsit, dar te mai las să-ți mai dau timp încă o rundă. Îți mai dau timp încă o rundă, că totuși a trecut prea repede. Sincer, cred că am stat eu prea mult. Dar de data asta, dacă nici acum nu mă găsești. M-am făcut o mâță, fată, echiten. Și tu o să mă lasi câștig, pentru că tu ești un mare simp. Asta e zis și la început și eu tocmai ce ți-am spus atunci, că nu, nu o să se întâmple așa, pentru că tu ești Darusel, mă. Bă, Darusele, crezi tu că cu chestii de-astea, cu măgării de-astea de letare, crezi tu că o să mă faci pe mine? Da, pentru că eu sunt pro player și ești un nab. Nu, tu ești un nab și eu nu sunt un pro player, pentru că eu mă juc așa de distracție, dar eu sunt un player normal, dar tu ești un nab, ok? Te văd, fii atent, îți dau așa un indiciu, eu te văd, chiar te văd, te duci în partea asta în sus, eu nu știu dacă sunt aici, adică nu zic că sunt eu aici sus, dar nu știu, trebuie să mă găsești, dar fii atent, tu nu o să mă găsești. O să gata, mi-am activat camerele și știu unde ești. Aulă, mamă, stați băieți că ăsta are camere la mine în casă, am uitat că e treaba asta la el. Fii atent că nu o să mă găsești absolut deloc, fii atent că nu o să mă găsești, nu o să mă găsești. Bă, dar de ce? Bă, dar nu e corect așa că... Bă, dar tu nu m-ai văzut, nu mă vedeai, nu? Doar că ai intrat în mine, nu? Îți văd caracterul, îți văd oasele. Bă, n-ai cum o să mă... Bă, du-te mă... Dar aici n-ai cum să mă vezi, dar aici n-ai cum. Dar te duci tu până în fața asta. Păi dacă am camere, ai uitat, am camere. Băieți, totuși a fost un loc bun, dar păcat că poți să intri din partea aia. Dacă nu puteai, era bine. Dar, Darusele, oricum, ești un slab, ok? Ți-am dat prea mult timp la dispoziție și ești un slab. Am câștigat, yay! Nu, ești doar un slab, pentru că ți-am dat prea mult timp. Ți-am dat eu așa timp mai mult să mă cauți, dar ce să zic, Darusele, nu te descurci. Las că o să vezi tu, nabălui, acum mă ascund eu. Darusele, îți dau o șansă pentru aia 100 de lei, că ești tu 100 de lei, acum ești ninja, văd, îți dau o șansă, fii atent, ascunde-te, că nu o să te găsesc, nu o să mă... Da, nu mai zic nimic, că deja m-am încurcat și n-am făcut-o bine. Fii atent, Darusele, îți dau, fii atent, mai 15 secunde de ascunziși, să te ascunzi. Păi bă, eu cum te caut după ce mai rămân 35 de secunde? Cum adică, Darusele, cât vrei? Vrei să te las toată runda, să te las 3 minute, să te ascunzi? Dacă nu te-ai ascuns încă, te-ai ascuns, gata? Ok, hai că vin, nu te mișca, pentru că chiar sunt curios de data asta, chiar sunt curios să te ascunzi tu o singură dată în viață, vreau să te ascunzi tu bine și asta vreau să caut eu de la tine, să văd unde ești. Deci fii atent, dar nu cred că te mai ascunzi tu în partea asta pentru că așa ai fost. Da, acolo, așa. Nu, asta nu mă duc aici. Ia stai mă că intră eu din nou aici. Da, cred că mi-o face Darusel. Cred că mă ia la mișto. Cred că mă ia la mișto, băieți, Darusel, că așa e el. În fine, lasă că nu mă mai duc aici, nu vreau. Cred că face mișto, bă, bune, chiar face mișto și nu e aici. Adică, da, dar dacă nu cad eu... Că taci, mă. Taci, mă. Asta că am mutat, ești nab. Ia fiat în Darusel, că te caută.
De ce nu pai? Bă, dar tu mai la mișto, nu pe acolo, nu pe acolo, dar pe unde vrei să mă duc? Vrei să stau pe loc la spawn? Ce vrei să fac? Da, stai pe loc la spawn. Că am o idee. Na, nu e nimeni aici. Unde o fi ninjalo-ul ăsta de Darusel? Unde o fi? Apa, opa, opa, opa. Aici nu e. Bă, unde e Joao? Asta că m-a invitat Kevin la șecata. Cum? M-a invitat și Kevin care l-am bătut pe la nab. A, ăsta acolo, nabule, 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 uite cum merge nabul. Bă, unde e ăsta? Bă, Darusele, eu nu prea... Nu să mă găsești nabule, aia, dacă pierzi, mai pierzi. Dacă pierzi, mai pierzi. Pierzi și nu câștigi. Unde e ăsta? Bă, Darusele, tu ai ieșit de pe joc pe bune, așa faci? Tu ai ieșit de pe joc? Bă, unde e ăsta? Bă, e incredibil așa ceva, nu pot să cred. Bă, Darusele, tu ai hack? Cred că tu ești la spawn, mă. Cred că ești la spawn. Cred că te-ai pus într-un loc să nu te văd și ai fugit repede la spawn, repede, nu? Așa ai făcut. Da, 100%. Bă, nu, mă, acolo era blocat în alea, era intrat, e intrat, 100% ești intrat în alea. Deci, spune-mi tu mie că nu ești tu intrat în alea, că nu știu ce să fac dacă... Da, zici. Că nu sunt intrat în alea, îmi mai dai 100 de lei și faci 200 de lei. Să-ți dau 200 de lei? Bă, tu ce crezi că sunt aici, mă, bancomat? Ha, bă, unde erai, mă? Am luat celălalt copac care puteai să te ascunzi. Erai în copac? Fii atent, Darusele. Hai să recapitulăm puțin ce s-a întâmplat astăzi. În prima rundă te-ai ascuns tu, da? Și eu te-am găsit din prima, ok. Te-am găsit din prima. Să zic că îmi dau 3 puncte mie pentru chestia asta, da? După la doua rundă. Păi așa e, bă, Darusele. Fii atent. 3 puncte pentru mine. Bă, mori aici pe episod, nu mai muri, că fii atent, că nu e bine. Fii atent, Darusele, nu mai fă alte drăcii, că astăzi tu cred că ai pierdut, pentru că prima oară eu te-am găsit 3 puncte pentru mine, da. A doua oară nu m-ai găsit 0 puncte. Bă, nu. Ce? Așa e. A treia oară, adică eu te-am lăsat să mă cauți din nou, dar tu nu m-ai găsit și ți-am mai dat o șansă, tot acolo eram, și mi-ai găsit. Îți dau un punct pentru asta, pentru că ți-am mai dat o șansă. Și acum eu nu te-am găsit, deci e 3-1. Eu te-am bătut, dar Darusele, nu știu de tine, papa, dar Darusele, atât a fost cu 5 episod, ești un nab. Ascult, nu m-ai găsit, am mai primit 3 puncte, că nu m-ai găsit, că ești prea nab și ai trecut pe lângă mine de vreo 3-4 ori, așa că primesc 3 puncte și 4 la 3, te-am bătut. Mamă, bă, și băieți, credeam că nu o să-și dea seama, dar, da, din păcate, să zic că am pierdut, dar tot ai fost mai nab. Banu, te-a fost cel mai nab, că tu nu știi să mă cauți. Am văzut, da. Darusele, în prima rundă tu nu m-ai văzut și sărai pe mine, sărai pe capul meu și tu nu m-ai văzut. În prima rundă, cum nu m-ai văzut tu pe mine și sărai în capul meu? Nu știu. Pentru că ai pierdut, îmi dai canalul tot YouTube și îmi dai la 200 de lei care ai zis că mi dai. Bă, pleacă-mă de aici că nu-ți dau nimic, tu ce crezi? Crezi că îți dai eu 200 de lei ție? Ce? De unde ai pus 200 de lei? Că era vorba de 100 de lei, nu de 200 de lei. Bă, 200 de lei că ești nab și ai trecut pe lângă mine. Pleacă-mă de aici. Bă, nabule, dacă nu-mi dai bani, nu o să mai filmez cu tine în viața ta. Mamă, dar Darusele, nu știu de ce faci așa, dar nu o să mai filmez eu cu tine și o să iau pe altcineva. Ai vrea tu să fii altcineva locul tău pe canal? Nu vreau să fiu locul meu de un nu. Mamă, îl vedeți cu tine, Darusele, nu știu, dar Darusele, din păcate, astăzi ai pierdut. Bine, n-ai pierdut, dar într-un fel ai pierdut. Bă, nu, fii atent. Bă, alo, gata, nu mai fi așa, recalcitrant, fii atent. Scrieți acolo în comentarii cine a câștigat, băieți și fete. De fapt, cred probabil sunt și fete la acest episod. Habar n-am. Deci scrieți acolo în comentarii. E amuzant, Darusele. Fii atent, Darusele. O să scrie cei din comentarii, cei care se uită la acest videoclip, o să scrie în comentarii. Cel care a câștigat este Rafael sau Darusel. Dar cel mai mult o să zică lumea Rafael, pentru că Darusel nu-l suportă nimeni pe Darusel și cam atât a fost acest episod. Darusele, pa. Gata, am ieșit de pe Discord ca să nu mai auzim pe Darusel cum face toate treburile astea ale lui, dar o să filmăm altă dată cu el. Nu știu dacă mai filmăm, scrieți-vă acolo în comentarii dacă vreți să mai filmăm cu Darusel. Dar cam atât a fost acest episod. Nu uitați să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o, să dați un clopoțel ca să aveți notificările alea activate. Să vedeți când mai bag joc de Darusel. Da, și să dați acolo un like dacă încă n-ați făcut-o, dar probabil like-ul încă l-ați dat dacă sunteți de treabă, dacă nu, ai. Darusel este un ab, hai să intrăm acum din nou pe Discord să vedem ce mai are Darusel de zis. Nu uitați să dați dislike și a subscribe pe Rafael, pa! Pleacă-mă de aici. Da, nu-l ascultați, băieți, cam atât cu acest episod, v-am zis, pa, pa. Apropo, Darusel ești cel mai nab jucător din pe planeta asta, din pământul pământilor.